Salutare și bine v-am regăsit la un nou episod. De data aceasta ne jucăm jocul numit Legend of Zelda Breath of the Wild. Acesta este un joc pe consola Nintendo Switch, dacă ați auzit de ea, dar am reușit eu să găsesc o metodă prin care să îl pot filma. Unul dintre cele mai recente jocuri din seria Legend of Zelda, care este o serie foarte de succes făcută tot de firma Nintendo, cum e și consola. După cum puteți vedea, joc de pe controller. Și ideea jocului este de RPG sau, dacă îi puteți spune așa, open world, adică e o lume foarte mare în care poți călători absolut oriunde și, bineînțeles, are poveste și așa mai departe. O să vedem noi ce mai e de văzut. Până acum, hai să dăm new game și să începem. Overwrite previous save data sau data. Nu știu exact acum cum se pronunță. Da, pentru că am făcut o salvare de test. O să traduc, pentru că e în engleză. Nintendo prezintă. The Legend of Zelda. Asta e seria. Sunt multe jocuri. Breath of the Wild. Adică respirația sălbăticie, dar nu are așa de... Ok. Hai să... Cineva încearcă să vorbească cu noi. Deschideți ochii. Am deschis ochii. Deschideți ochii, mai zice încă o dată persoana asta misterioasă. De câte ori mai zici open your eyes? Wake up Link. Trezește-te Link, așa îl cheamă pe personajul principal. Ăștia suntem noi. Link. M-am trezit. Ce se întâmplă? Sunt confuz. Ce e asta? Ce simboluri are chestia asta din care am ieșit. Un fel de bazin cu apă. Vezi că curge apa pe mine. Te mișca și camera. Ce e asta? Dacă apăs A, examinez. Ok. Ok. Aceea e o tabletă, o să zic tabletă, numai că aici e altfel. Fel de tabletă, Shika. Ia-o, te va ajuta să te ghideze după somnul tău lung, deci se pare că am dormit. S-a pornit. Ok, o tabletă misterioasă cu un centru care luminează. N-ai mai văzut dispozitivul ăsta înainte, dar totuși e ceva familiar despre el. Se deschide ușa. Wow! Aici avem niște
niște cutii, butoaie, dar ce mi se pare mie cel mai interesant sunt aceste două cufere. Hai să îl deschidem pe acesta. M-am lovit la picior. Ok, deci am o bluză, un tricou vechi, învechit, și mai avem și niște pantaloni tot vechi și ei. Se pare că cine a vorbit cu noi nu prea a avut ce haine să le dea. Se pare că dacă arunc, poate iese ceva din cufărul ăsta dacă îl arunc. Habar n-am. Cu cutiile nu merge încă, n-am arme. Să punem aici. Punem că aici punem tableta. Să ridic. Ok, deci îmi arată, deci o să-mi arate drumul dacă îmi ridic tableta asta mea la piedestalul ăsta. Piedestal. S-a confirmat. What is happening? Ah, lumina zilei. Link, ești lumina noastră, care trebuie să mai lumineze încă o dată peste Hyrule. Acum du-te. Ce a zis acolo, s-a referit la Hyrule, e regatul ăsta în care ne aflăm noi, toată zona. Se numește Hyrule. Ok, măcațăr. Uitați aici. Cum o să vedeți grafici spectaculoase. V-am zis. Și prin toate zonele astea pe care le vedeți, putem merge. Numai că, n-avem de ce să ne ducem acolo, încă nu ne ghidează povestea, asta e ideea. Asta e toată ideea. Că jocul are o poveste și noi o urmărim. Cine-i bătrânul ăla de acolo, dacă nu-l vedeți? Nu știu. Uite-l. Ok, se duce la un foc de tabără. Ok, ce asta? E o ramură. Uite, asta e prima noastră armă, ca să vă arăt. Asta e prima... Să-i supun în spate. Asta e prima noastră armă, vedeți? Putem lovi cu ea. Și în jocul ăsta sunt și monștri. Și trebuie să ori să fugim de ei, ori să ne luptăm cu ei. Ok, am luat și o ciupercă. Hylian Shroom, ciupercile astea din regatul. Uite o veveriță. Nu știu dacă ați văzut-o. Sau două veverițe. Bănuiesc că luăm ciupercile astea. Așa. Nu o să întreb cei cu această piatră uriașă. Dar hai să mergem la bătrân, ceva îmi spune care de a face cu noi. Ales mere? Ales mere. Ne cățărăm în copac după mere. Deci îmi pune cu semn de întrebare la măr. Chiar dacă cred că știe că știu că e măr. Știe că știu. Frământarele de limbă. Să sar și o să le iau. Așa. Cred că ăsta e mărul bătrânului. Hai să nu-l luăm. Să vorbim cu el. Ho-ho-ho! Bună ziua, străine. E destul de neobișnuit să găsesc altă persoană prin aceste zone. Cine ești? Întreb eu. O să îți spun pe scurt, nu toată povestea vieții mele. Sunt doar un prost bătrân care a trăit aici singur pentru o vreme, deja. Ce aduce un tânăr
de acesta, un tânăr agil și isteț ca tine printr-un loc ca acesta. Întreb eu, unde suntem? Răspunzi la o întrebare cu o întrebare? E destul de corect, zise el. Cum nu pot să-mi imaginez întâlnirea noastră să fie coincidență, o să-ți spun. Acesta este Marele Platou. După cum spune legenda, este locul unde a început tot regatul Hyrule. Acel templu de acolo, cu multă vreme în urmă, era locul a multe ceremonii de astea sacre. De când a fost de la decăderea regatului acum 100 de ani, stă aici abandonat într-o stare de paragină. Altă entitate uitată, doar o fantomă a ce era înainte. Voi fi aici pentru o vreme. Poți să-mi spui dacă e să fiu de ajutor. Bun. Uite un topor. Hai să-l luăm, să vedem ce-o fi. Da, un topor de tăietor de lemne. Așa. Uite un măr. Ba nu, e o ghindă. Ok. Ce-i creatura aia? De fapt, da, ăștia sunt bocoblinii. Sunt cei mai întâlniți inamici din jocul acesta. Și acum o să vedeți puțin de lupte din joc. Hai să-mi iau totuși ramura, pentru că dă damage mai... Nu dă mult, dar dă rapid. Așa. I-am luat cornul. Nu știu că avea corn. Ok. Mă strigă cineva care m-a strigat și cum... Deci, să mă duc către locul acesta. Asta e harta, dacă vă întrebați. Ideea e că noi n-am deblocat încă harta completă. Hai să ne îndreptăm către locul acela, dacă tot ni s-a spus să o facem. Să-mi iau slime sau ciuciu. Așa se numește. Ciuciu jelly. Ok, alt bocoblin. Hai să-l luăm prin... prea târziu. Am vrut să-l iau prin surprindere. L-am aruncat pe jos. Acum v-ați prins ce îmi place, ce entuziasmat sunam când am zis de jocul ăsta. Pentru că combat-ul, adică lupta din joc, e foarte avansată. I-am luat bâta. Boco Club. Și încă un corn de bocoblin. Bocoblin. Înainte să mergem la locul marcat... Hai să vedem ce e cufărul ăla. O să-l deschid dacă nu. L-am omorât. Hai să vedem ce e în cufărul ăsta. Oh! Pantaloni mai buni! În sfârșit! Mamă, și ce bine arată! Hai să vedem și... tradiționali, așa scrie. Două butoaie pe care nu le pot deschide din păcate. Ceva îmi spune că... Stai să mă uit cu binoclu, că am aflat că am și binoclu. Oh, ok. Deci, ceva îmi spune că locul în care vrea să ne îndreptăm vocea e, de fapt, chestia asta. Ok, mai mulți bocoblini.
Hai să ne îndreptăm către ei dacă... Sau o putem face prin metoda isteață. Vezi piatra aia? O pot rostogoli și să-i omor. Înainte să mă vadă, mă refer. Ok, și acum o împing. Așa, i-am omorât, fără să mă lupt. Prima dată, hai să luăm și carnea asta. De aici. Și acum să le luăm și cornurile. Să le luăm lucrurile. Că nu vreau să folosesc gramatică greșită. Ok, ăia au arc. Ceva ce nu-mi prea convine. Dar, pentru că mă pot... Oh, prea târziu. Voiam să zic că mă furișez, dar... Ok, i-am lovit pe amândoi. Asta mai are un pic de viață, dar l-am eliminat. Wow, nu da cu pietre. Mamă, ce combat este în jocul ăsta. Deci, Bokobo, arc de Bokoblin. Ideea era că... Stați să-mi scot și o armă. Dacă țin apăsat, nu știu dacă v-ați prins, dacă țin apăsat, îmi consumă din aia verde, care e stamina mea, și dau lovitura puternică. În mod normal, pur și simplu, așa, da? O să vă arăt puțin și cu arcul, dar asta nu înainte să fac o salvare. Pentru că jocul ăsta nu salvează progresul automat. Am salvat. Haideți să continuăm. Mamă, ăla are scut! Oh. Fiți atenți că le iau cu arcul. Am 5 săgeți și le iau cu arcul. Le-am luat dintr-o lovitură cu arcul. I-am dat în cap. Headshot. Și am luat și scutul. Asta e parte importantă pentru că... Vedeți voi... Oh, și o sabie. Dacă îmi scot sabia și scutul, acum mă pot apăra de săgeți, slash, lovituri, slash, așa. Deci ăsta e punctul, să înțeleg. Încă un terminal de ăla. Hai să ne băgăm tableta în pedestal. Așa. Se ridică. Sau nu se ridică. A, da. Ba, se ridică, că s-a activat turnul. Și ca tower. Pam, pam, pam. Veverițele. Se sperie bocoblinii. Ăla albastru e mai puternic, dacă ați... Nu mai zic nimic, s-a ridicat turnul. Mamă. Se ridică turnul peste tot. Ok. Și acum mă ridic. Turnul din Marele Platou. Cred că îmi deblochează. Da, de fapt, nici nu cred. Îmi deblochează harta. S-a deblocat. Wow. Acum am harta completă a regiunii. Indiferent de câte ori aș juca... Nu mai zic nimic. Să încerc să-mi amintesc. Ai dormit pentru 100 de ani. Bestia.
când bestia își recapătă puterea adevărată, lumea se va sfârși. Trebuie să ne grăbim înainte să fie prea târziu. Să urmărim tableta. Ok. Bănuiesc că trebuie să coborăm din turn și asta o să facem. Avem o enigmă. Îmi zice exact același lucru, că s-au ridicat turnurile pe tot pământul. Ca și cum o putere veche care de mult dormea s-a trezit așa subit, direct. Dacă nu te deranjează că întreb, s-a întâmplat ceva ciudat când erai pe turn? Să-i zicem sau nu că am auzit vocea doamnei sau domnișoarei acelea? Hai să-i zicem. O voce, spui. Dacă am recunoscut-o? Păi n-am recunoscut-o. Păi e păcat. Cred că ai văzut atrocitatea aceea care... De fapt, lucrul acela care stă lângă castel, pentru că atrocitate poate nu înseamnă Calamity Ganon. Aceea e Calamity Ganon. Acum 100 de ani, acea entitate a adus regatul Hyrule în ruină. A apărut direct așa, din nimic, și a distrus totul în drum. Atât de multe vieți inocente au fost pierdute în urma sa. Pentru 100 de ani, simbolul a regatului nostru, castelul Hyrule, pe care îl vedem acolo, a reușit să mențină acea entitate, dar doar puțin. Acolo stă și se pregătește, crescându-și puterea pentru momentul în care își va dezlănțui răul asupra lumii încă o dată. Se pare că acest moment se apropie repede. Trebuie să te întreb. Mă întreabă dacă vreau să merg la castel și să distrug monstrul ăla. Bineînțeles. Am avut un sentiment că ai spune asta. Aici, pe acest platou izolat, suntem înconjurați pe toate părțile de stânci înalte, cu nicio metodă de a coborâ. Dacă ai încerca să sari, ar fi... Am înțelege că aș muri și... Nicio moarte n-ar fi mai sigură și mai proastă, și mai prostească. Bine, dacă ai avea un planor ca mine, atunci ar fi altfel. Îi zic, dă-l încoa! Ho-ho, de ce nu? Nu e nimic ca un lucru gratis în lumea asta, știi? Hai să vedem. Cum adică, cum ar fi dacă ți l-aș da pentru un pic de comori care sunt pe aici? Ok. Aici mi-e jurnalul într-un fel.
Hai, să-ți arăt ceva. Cred că vrea să-mi arate. Dacă văd structura, da, cea cu lumină portocalie, a început să strălucească în momentul în care acele clădiri s-au ridicat. Bănuiesc că vrea să mă duc acolo. Da, crede că e comor acolo. Da, deci asta e ideea, că mă duc acolo, îi dau comoara de acolo și el îmi dă la schimb paragliderul sau planorul. O să-i zic paraglider pentru că așa e denumirea lui clasică. Haideți să continuăm! Ce-o fi acolo nu îmi pasă, dar nu cred că îmi poate rezista. Numai dacă nu e un pui de Ganon. Haideți să vedem oricum. Ce e asta? Un cufăr? Mi-a luat binoclu. Ok, dar cum îl scoatem de acolo? Dacă am avea ceva metodă de a-l magnetiza. Poate când ne întoarcem o să-mi vină o idee. Până atunci îl las acolo. Ok. Am pus și bănuiesc că se deschide. Da, se deschide. S-a înregistrat poarta de călătorie și am voie să intru. Ok, atunci hai înăuntru. Urma să dau skip și deja s-a pornit. Mama, am intrat în templu. Fix ce am zis eu. Are legătură cu magnetul. Magnetul. Ok, hai să vedem. Și bănuiesc că mai adaugă ceva magnetic la tabletă. La Sheikah Slate. Ok. Magnesis. Manipulez obiecte de metal folosind magnetismul. Runa. Exact ce am spus eu. Deci, se pare că asta este interfața. Dacă dau click, pot ridica pentru că e de metal. S-a deschis și zona asta. N-are rost să o ridic pe cealaltă. E deja coborâtă. De fapt, e deja deschisă una și dincolo e apă. Deja n-are sens. Stai să mă asigur totuși că nu este ceva cufăr în apă. Că de obicei în jocul ăsta mai sunt cufere în apă. Nu, mi s-a părut numai. Sau? Da. Mi s-a părut. Hai să vedem. Acum, hai să vedem momentul de amuzament. Mi-am făcut ușă singur. Ah, ce e aia? De fapt, e un Guardian Scout. Și-mi da cu lasere. Pompariu. Nu prea convine mie. Ah! Am parat la timpul greșit. Așa, l-am bătut. Și am primit un arc vechi de la cu tehnologie de asta. Cu tehnologie de asta Sheikah. Cred că ați observat că e cam același lucru ca și locul unde ne-am trezit.
da. Nu mă pricep foarte bine cu magnetismul. Hai să continuăm. Bănuiesc că deschid ușa asta. Și am ajuns la acest... Dacă suntem într-un templu, bănuiesc că e un... De asta, un... Nu-mi vine. Un călugăr. Călugăre. Deci zice că sunt erou și îmi dă un spirit orb, o bilă de spirit, care cred că la comoara asta se referea bătrânul. Hai să vedem. Aici erai. Și acum nu-mi dai paraglider-ul. Zic paraglider, please. Zice că, da, zice că e un templu și că apariția turnurilor și că au legătură cu tableta. Păi, bineînțeles. Îl mai întrebăm o dată. Paraglider, please. Trebuie să termin de vorbit. Mai de mult, un trib numit ca Shika au trăit pe aceste pământuri. Marea lor putere și înțelepciune a salvat acest regat de mai multe ori de Calamity Ganon. Dar tehnologia lor veche a dispărut cu mult timp în urmă, sau așa se spune. Interesant totuși să te gândești că ceva a supraviețuit, că ceva care a supraviețuit atât de mult într-un templu. Aceste temple sunt ascunse în numeroase locuri în lume. Pe acest platou, cred că mai sunt încă 3. Adu-mi spirit orb-ul de la fiecare și îți voi da paragliderul. Zic, mai trebuie mai... Am zis comori, dar n-am zis că va fi doar una. Doar dacă e una sau 4, care e diferența pentru tine? Dacă mă simt deoarece mă simt generos, o să te învăț o șmecherie pentru a găsi temple. Trebuie să te uiți dintr-un loc în alt. Hai să vedem. Să mă duc în turn. Got it. Să mă învețe încă ceva. Să mă uit pe hartă. Și că locurile alea albastre mă pot teleporta. În locurile alea albastre mă pot teleporta. Nici nu... Că pot călători instantaneu. Sau așa am auzit mai de mult. Nu știu cum funcționează. Așa. Deci, ne uităm și ne ducem la turn. Mă fac particule. Mă dizolv în eter și mă fac la loc, la turn. Ohoho! E uimit că ai putut să... Că mi-a luat mult să-l ajung. Și îl întreb, ai zburat aici că mi-a luat puțin? Crezi că un bătrân ca mine trebuie să zboare ca să stea în fața ta? Încă am câteva șmecherii. Atunci, am vrut să vii aici ca să găsim un loc de unde să poți căuta temple. Știai despre binoclu?
uită-te prin el și poți lipi un fel de semn unde ai vrea să mergi pe hartă. Semnele de pe hartă sunt referință pentru locurile unde trebuie să mergi. Doar lipește un semn de la unde ești interesat. Știu, pentru că m-am mai jucat jocul ăsta. O să... Tai puțin aici. Am tăiat puțin acolo. Am revenit la situație. Haideți să vedem cum continuăm. Bănuiesc că mă dau jos din turn. Dar stați. Am uitat. Oh, ce magie am făcut. Am uitat că trebuie să mă uit după temple. O să pun semne pe ele dacă le văd. Ca să știu în ce direcție trebuie să mă îndrept. Ne-am teleportat înapoi aici. Din cauza grabei mele de a nu mă... Te rog frumos. Uite, acolo este unul, o să pun semn pe el. Apoi mai avem aici unul, o să pun semn și pe el. Nu le știu pe de rost atâta că... Oh! Am avut noroc să le văd. Am pus semn și pe acela. Bun, vom începe cu roșu, părerea mea. Stai. Să pun semn și pe templu. Ca să știu, să mă pot orienta, ca să știu cam în ce direcție trebuie să merg. Am pus semn și pe templu. Poate nu v-ați gândit că atunci când avem paraglider-ul ne putem întoarce aici doar prin teleportare. Bun. Din câte știu, am pus roșu pe cel mai apropiat. Așa că într-acolo o să ne îndreptăm. Dar prima dată vreau să investighez acest craniu suspect. Care nu știu ce caut aici. Deci avem un bocoblin acolo. O să o iau pe furiș. O să-i atac cu săgeți. Ca să nu mă vadă, o să iau pe la spate. Mă cațăr pe craniu. M-au auzit. Trebuie să-i fac să se calmeze. Rapid sus, înainte să mă vadă. Gata, s-au calmat. Mă cațăr încet. Ca să nu mă audă. Mi-au auzit săritura. Acum o să merg așa, furișat. Hai, de așa. Nici nu și-a pus nimeni vreo întrebare. Deci am luat arcașul, pentru că arcașul m-ar fi putut ținti. Bun. Începem atacul. Oh, și rieci. Nu pot să cred. Calmați-vă, că ăla albastru este puternic. Stai, trebuie să mănânc carnea aceea, că rămân fără viață. Și carnea îți dă viață. Nu mă lovești tu pe mine. Mă ratează. Zic asta și după aceea mă nimerește. Scutul mi s-a stricat? Nu-mi pasă. Mi s-a rupt sabia. Mi s-a... Ok. I-am luat scutul și o să iau și bâta. Are țepi pe butonul.
S-a supărat. Rușine să fie dacă te superi așa. What? Intestine de bocoblin. Stai că prima dată trebuie să scap de arcașul acela. Stai să schimbăm scutul pe ceva scut mai bun. Păcat că n-am încă bombele deblocate să... Cufăr? Frumos! Să vedem. 5 săgeți de foc. Săgețile acestea au foc, numai că nu o să le folosesc acum, ci o să le las pentru situații mai speciale. Un arc de rezervă. Aripi de liliac de la. Ok. De data asta nu o să mă mai las distras așa de ușor. Și o să ne îndreptăm către templu. M-am speriat de propria umbră. M-am speriat de propria umbră. Hai să salvăm încă o dată. Așa, în caz de orice. De ce scheleți? De ce? Spune-mi, Dumnezeule mare, de ce scheleți? Scheleții sunt enervanți. Sunt enervici. Nu mă mori. Yes, i-am eliminat capul. Și acum o să moară. Așa. N-am cu ce să dau în el. Bâtă, așa. Altfel învie. Am luat o suliță, am luat o mână de schelet. Cu care pot arunca. Dar din păcate trebuie să mănânc ceva. Cred că aici o să mă ajute aceste ciuperci. Ok, am scăpat și de... Și de... scheleți. Am găsit roz din sate. Ok. Da, dacă nu știați, astea se pornesc și dau cu lasere. Se numesc gardieni. Și nu-s foarte plăcut de evitat. Pentru că au laserul acela enervant. Și la câte inimi am acum, mă pot omorâ dintr-o lovitură ușor. Scheletule, nu intenționez să mă lupt cu tine. Și o să mă apere cutscene-ul. A dat cu o piatră în mine, dar... am ferit. Dăm de data aceasta skip pentru că nu are sens, să mai vedem. Ingrediente de monstru. Asta e sfat de gătit, scrie acolo. Voi da... ce să da? Ok. Îmi oferă provocare. Provocare cu bombe. Am zis eu de bombe ceva. Acum le deblocăm. Din păcate nu pot să dau skip la acest cutscene. Așa, avem bombă pătrată și bombă rotundă. Ca și orezul cu bob scurt și cu bob lung.
dacă știați despre ce vorbesc. Hai să ne luăm bombă pătrată și să... Deci, să vă arăt cum funcționează bomba. O las aici, o detonez, face explozie. Astea crăpate, bucățile astea de piatră crăpate, pot fi sparte cu bombă. Cum? Haideți să vedem. O să iau la stânga prima. Mai multe de astea de spart cu bombă. Ok. O să... Iau acest cufăr fără nicio problemă. O sabie de călător cu două mâini. Avem aici. Știu că mi-e stricat scutul, dar nu o să-l folosesc. De ce mă îndepărtez? Bombele îmi dau damage dacă stau lângă ele când explodează. Ca și în realitate. Ca și cum ar face în realitate. Așa, vezi, m-au aruncat, vedeți? M-au aruncat, nu mi-au dat damage pentru că am stat departe, dar până la urmă tot m-au aruncat. Așa. Asta e partea interesantă a acestui templu, părerea mea. Aici trebuie lansate bombele. Facem ca la fotbal. Dăm un șut la minge. Ah! Acum trebuie să o detonez. E o minge de fotbal care explodează. Toată ideea e că trebuie să o las aici și... prea târziu. Când se lansează pot să... Vedeți? Am spart. Este și un cufăr acolo, pe stânga. Haideți să îl luăm. Să îl confiscăm. Haide, deschide-te. Așa. Este timpul să mergem la călugăr. Să ne dea un spirit orb. De ce cazi așa, Link? De ce, Link? Explică-mi, Link. Se sparge scutul. Și... spune că o să fiu un erou. După cât de bine am rezolvat acest templu. Zice că în numele zeiței Hylia, care e cumva dumnezeul acestei lumi, îți dau acest spirit orb. Și avem un spirit orb. Mai trebuie numai două. Numai că deoarece templul acela e la zăpadă, s-ar putea să murim de frig înainte să ajungem la el. Din păcate. Ok. E prima dată când trebuie să mă lupt cu această nouă sabie cu două mâini. Era o șopârlă acolo. Așa. Așa, i-am distrus și capul. Am o sabie de aceea, foarte bună. Mai țineți minte, Traveler Sword. De asta de o mână, pentru că așa pot folosi și scutul. Hai să ne mai luăm un scut. Bâtă nu-mi trebuie, mână de asta îmi trebuie. Bun. Hai să nu trecem pe la gardieni încă o dată, să ne teleportăm la turn. Bun. Am ajuns aici.
Încă două, zice. Bun, să continuăm. Deci, ați văzut că mi s-a eliminat punctul roșu. Celălalt e marcat. Se vede. Toate sunt marcate, de fapt. Bănuiesc că am putea să ne îndreptăm către cel marcat cu albastru. Dar, din câte se pare, doar mi s-a părut, că cel marcat cu albastru e de fapt mai aproape de ăsta în care ne-am trezit. Nu, de fapt am putea să ne teleportăm la cel unde erau bombele și să ocolim pe aici până acolo. Da, ar avea sens. Haideți să ne teleportăm. Deci jumătate drumul l-am rezolvat deja, ne-am teleportat. Și putem continua. Prima dată trebuie să ne concentrăm pe a ieși de aici fără să agităm gardienii. Oh, nu, unul s-a trezit deja. Am fugit de acolo. Pentru că stâncile acestea au și ziduri, hai să salvăm, că nu vreau să cad și să nu am salvare făcută. Pentru că ideea e că mă duc către cel albastru și avem de urcat pe o stâncă, adică, vedeți? Ori, dați puțin că avem bocobline aici, trebuie să-mi schimb scutul pe ceva mai bun. Doi bocoblini doar, ușor de eliminat. Nu vă mai întrebați, adică unde sunt, că e așa de clar. Prea târziu, ei nici nu au apucat să tace, i-am omorât direct. Mi s-a părut că era o săgeată acolo, da. Doar mi s-a părut. Albine! Albine! Plecați de aici! Lăsați-mă în pace! Vezi că vă iau stupul dacă faceți prostii. Cât mă mai enervează albinele astea. Așa. Deci acolo este templul. Uite o cabană. Ce e asta? Poate e cabana bătrânului. Și totuși bătrânul nu se află aici. Ce asta? Deci un capac de supă, un capac de un capac de oală de supă putem folosi noi ca putem folosi noi ca scut. Prima dată îmi cere să arunc o armă. O să arunc ramura aceea, pentru că nu pot să am arme infinite. Bun. Hai să vedem. Spicy pepper. Deci, piper. Nu piper, ci piper. Ardei. De asta iute. Hai să vedem ce mai este aici. Un măr copt. Sau fiert. Uite-l pe bătrân! Hai să mergem să vorbim cu el.
Tai copaci. Ce faci? Îl întreb. Taie copaci pentru lemn. A, vrea să-l ajut să tai copacul. Ok. Și mi-am luat și lemn. Ăsta mă ajute să fac focul dacă e nevoie. Cum? Să tăiem și acest copac pentru că îmi fac pod. Asta e ideea. Ce riscant era să cad, salvez. Să mă ridic puțin. Ok. Deci am salvat. Dacă mor nu-i nimic, mă întorc la... Așa. Deci, unul cu o suliță, hai să-l luăm cu... Hai să-i luăm cu arcul. Ok, s-au prins de mine. Toată ideea e că... Unuia i-am luat deja din... Auci! Ce să scot sabia. O să folosesc acest capac de oală, pentru că... De ce nu? A țipat când l-am omorât pe unul dintre ei. S-a supărat că i-am omorât fratele. 100% frate, dar... Cine știe dacă e frate sau e altceva. Bănuiesc că dacă sparg asta cu o bombă, se deschide o peșteră sau ceva. Un cufăr. Apropo de cufere, după ce rezolvăm templul acela... Psăgeți de foc. După ce rezolvăm templul... templul ăsta de aici... Bănuiesc că o să ne ducem și o să scoatem cufărul acela din apă. Ok, ideea e că acel templu se află pe un platou la care trebuie eu să ajung. Sper că mă pot odihni aici. Hai, te rog! Nu! Salvez. Că s-ar putea să tot cădem. Ok, n-a fost o idee așa de bună. Acolo jos ce? Acolo jos e marginea platoului. Marelui platou, mă refer. M-am prins! M-am prins. Deci pot sări până aici unde mă pot odihni. Așa mai merge, măi. Și sunt și ciuperci sus. Ciuperci care sper că mă vor ajuta. Și nu sunt otrăvitoare. Hai să vedem. A, rașum. Astea, dacă fac o poțiune din ele, îmi pot crește viteza. Odihnește-te și pornim. Nu mai avem chiar așa de mult. Deci mai mult merg acum am 4 labe cât să mă cațăr. Întrebare, cum se cațără Link așa ușor? Așa. Odihnește-te. Fă odihnă. Cred că partea asta, că platoul e un fel de zonă de tutorial. Și de că partea asta cred că vrea să mă introducă într-un fel cu cățăratul. Și acum trebuie să refac toată treaba aceea.
Ce păcat. Mai încercăm o dată. Ok, nu mi-am calculat ruta corect. Să pot să-mi schimb. Aici pot să schimb săgețile. Deci aș face asta. Că mi-a dat un sfat jocul într-un fel. Am sărit doar așa ca să mă mișc mai repede. Dacă sunt pe distanțe lungi, asta mă ajută doar să mă mișc mai repede, nu neapărat să ajung acolo mai ușor. Nu pot să cred. Nu pot să cred. Așa. Când o să ajung pe una dintre platforme, o să salvez ca să avem siguranța necesară. Din nou am descoperit aceeași ciupercă. Ok. Urmează acea platformă. Așa. Aici la limită. Nu tac pentru că nu știu ce zic. Atâta că tac pentru că n-am ce zice și mă concentrez. Bun, hai să continuăm. Deci, am murit. Dar de câte ori mai dai sfatul ăsta cu arcul? Deci, mai încercăm o dată. Și data asta, pentru că am tot căzut, o să salvez la fiecare platformă de aia. Da, am căzut. Acum am intenționat am căzut așa pentru umorul dumneavoastră. Pentru că puteam mult mai ușor să urc. Bun. Să continuăm. Din nou, a treia oară descoper aceeași ciupercă. O să salvez. Uite, îmi scrie și câte grade sunt. Uite acolo. 17 grade Celsius. Nici rece, nici cald. Recișor. Ciupercă, așa. De ce să nu salvez la fiecare platformă? Cum face? Ca pisica. De sus n-am ajuns niciodată. Mă refer în episodul acesta. Am eu un talent sau ceva să salvez de fiecare dată când e obosit Link? Urcăm către templu.
Cum ar fi fost dacă acum mi-aș fi dat drumul să cadă? Bine, n-ar fi fost așa de rău pentru că aveam salvare, dar... Cum ar fi fost atunci să-mi dau drumul să cad și să fiu uitat să salvez? De ce a trebuit să dureze atât? Să ajung la un șrain. Dăm skip și de data asta. Yes! Yes! Deci... Speram ca templul ăsta să fie aici pentru că primesc runa Stasis, care mă ajută să blochez obiecte. Cealaltă mai este una, dar nu era așa de utilă. Nu o să vă spun acum că e spoiler, dar... Cealaltă idee era că nu era așa de utilă și aș fi vrut să o am pe asta și chiar am primit-o. Stasis. Să opresc un obiect în timp. Asta e ideea. Cum? Hai să... Deci, fiți atenți. Să vă dau un exemplu. Fac cu bomba oprire de asta. Deci. Wow! Trebuie să dau încărcare, pentru că m-am dat singur cu bomba. Nu știu dacă funcționează așa, dar... Deci... Fiți atenți. Am bomba. Bombastic. Schimb runa. A, dar cu bomba nu merge. Bun. Ok, atunci vă arăt direct pe roată. Acum am runa de stasis. Am blocat roata, astfel îmi blochează podul. Și începe să tot ticăie până când ticăie de tot. Și mi s-a dus. Urmează... Aici, numai că trebuie să aștept să mi se încarce ăsta ca să pot bloca aceste bile. În timp și spațiu. Am blocat-o. Și acum dacă dau cu sabia în ea... Oh, prea târziu, prea târziu, prea târziu. Așa. Următoare atunci. Hai, cazul iată. Come on. Așa, ideea e că dacă dau cu sabia în ea... O trimit. Într-o direcție. Deci când se duce... Va zbura într-acolo. Wow! Au! Trebuie să mănânc ceva. Mănânc... Hai să fie ceva ce nu mi-a fost așa de greu de obținut. Adică mere și de-astea. Ok. Hai să deschidem cufăr. Yay! Am scut nou! Scut ca sabia, numai că e scut. Ce logică are asta? Ca sabia, numai că e scut. Deci, e. Știți cum aveam Traveler Sword, acum am și Traveler Shield. Da, deci acum o să mai folosim o dată mecanica aceea de a arunca-o. Și o să vă arăt și o șmecherie când ieșim din... Templu. Așa. Bun. E timpul să vorbim cu călugărele. Să ne mai dea un spirit orb. O să dau skip, că e exact același lucru. In the name of Goddess Hylia, I bestow upon you. Bun. May the Goddess smile upon you. E exact același lucru.
O să vă arăt strategia... strategie numită Stasis Launch sau lansare prin stază. Aici sus și... aici e zăpadă, cred că e frig și nu pot. Atunci haideți să ne teleportăm. Deci ideea e că bănuiesc că merg la cabana lui. Da. Sau nu? Păi mergem în păd... să mergem aici. Că mă duc în pădure. Pentru că trebuie să mergem la vânat. Pentru că... pentru... zăpadă îmi trebuie o mâncare care să mă facă să rezist la frig. Ori poate reușesc să fac ceva schimb cu bătrânul, să-i dau mâncare de asta pentru rezistență la căldură și el îmi dă îmi dă ceva haină pentru căldură. Hai să scoatem cufărul ăsta de aici. Am deschis. În timp ce încă Cleștar, nu Cleștar. Am uitat cum se numește, rășină întărită de aia. Ce-i platforma aia? Are două cufere pe ea. M-am prins. Numai că îmi trebuie săgeți. Câte săgeți am? 17. Ideea e că le dau stasis și le dau... A, dar nu merge să dau stasis. Încă un cufăr de la magnetic. Mamă, noroi, urât, nu-mi place. Asta ce-i? A! Poate dacă o pun în... a apărut o creatură. Ok, vorbea de un Hestu. Noi nu știm pe Hestu, dar... dacă zici tu de Hestu, eu nu comentez. Da, sper numai... a, m-am înnecat. Frumos! Bun. Hai să ne îndreptăm în pădure, cum am zis. Pentru că trebuie să mergem la vânat pentru carne. Mie îmi trebuie carne crudă. Crudă și suculentă. Cred că totuși vom lăsa asta pe episodul viitor. Vom face mâncarea, vom vedea ce mai spune povestea, dar dar bineînțeles ne vom continua și aventura. Vedem dacă luăm paragliderul. Dacă v-a plăcut episodul, lăsați un like. La revedere!